În jur de 200 de angajați ai Ministerului Tineretului și Sportului au protestat astăzi în fața Ministerului Tineretului și Sportului. Aceștia sunt nemulțumiți de salarizarea din sistem. Ei vor organiza și o grevă generală pe data de 8 august. După protestul din fața Ministerului Tineretului și Sportului, care a durat aproximativ 2 ore, aceștia s-au deplasat la sediul guvernului pentru a depune revendicările. Sindicaliștii invocă lipsa de personal, supraîncărcarea cu sarcina angajaților existenți, cumulul de funcții dus la extrem, fără beneficii salariale, dar cu toată răspunderea presupusă de gama integrală de atribuții. Cei prezenți au cerut demisia ministrului Tineretului și Sportului. Ne-ați ignorat, ne-ați jignit! Nu mai vreți să fiți ministrul nostru! Demisia! Demisia! Protestatarii solicită salarii mai mari, nu cel minim pe economie, vouchere de vacanță și premii. Oamenii acuză că în cadrul direcțiilor subordonate Ministerului Tineretului și Sportului există salarii diferite pentru funcții similare și solicită egalizarea acestora la nivelul maxim aflat al plății pentru funcții similare.